Motiv de bucurie pentru jucătorii de șah. Aproximativ 30 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani au participat la un turneu desfășurat cu ocazia Zilei Mondiale a Șahului. La finalul competiției, cei mai buni au primit diplome și mici contribuții bănești. Proaspătul campion Sebastian are doar 9 ani și nu doar cunoaște subtilitățile șahului, ci reușește de cele mai multe ori să iasă învingător. Eu am început să joc șah de anul trecut. Îți place acest joc? Da, mai ales că trebuie să te gândești și îți ridică logica. Mă simt și mai inteligent și mai dezvoltat, mă simt foarte, foarte bine. Alături de Sebastian a fost mama care îl susține în toate. Deși cursurile de șah sunt costisitoare, performanțele copiilor merită tot efortul. Emoții foarte frumoase, foarte plăcute, noi suntem foarte, foarte mândri de el și cred că și el e satisfăcut de rezultatul pe care l-a luat. Profesorii care le insuflă discipolilor dragostea față de șah spun că pentru a ajunge la performanțe, copiii trebuie să respecte anumite reguli. Șahul iubește liniștea, care se respectă mai dificil. Și piesa atinsă este mutată. În primul rând, salutăm adversarul, negru apasă ceasul și se pornește turneul. Un ceas cronometru cu două ecrane care arată timpul necesar pentru întreaga partidă. Și este același număr de minute este destinat, care reușește în timpul care este pus în ceasul cronometru, a câștigat. Cât durează o partidă de joc? Noi putem spune partide rapide. Iată, noi acum am pus până la 25 de minute. Fiindcă copiii se gândesc mai repede și obosesc dacă le punem un timp mai îndelungat. Învingătorii acestui turneu vor avea posibilitatea să meargă la un campionat internațional care va avea loc în România la sfârșitul lunii august. Este un turneu mai mult sau mai puțin tradițional, destinat Zilei Mondiale a Șahului. Pregătirea către turneu, bineînțeles că este una așa complexă, este sub formă de un cantonament sportiv, bineînțeles că pe lângă turneul de calificare care este astăzi, noi facem și aceste pregătiri. Ele durează mediu 5-10 zile, include și pregătire fizică, studierea teoriilor, activitățile practice. Academia Națională de Șah din Moldova a fost constituită în anul 2010. Între timp, instituția a devenit cunoscută și peste hotare, iar discipolii săi au câștigat numeroase premii la nivel național și internațional.